Salutare, dragilor! Bine v-am găsit la un vlog. Azi facem un Q&A cu membrii din Creation House, așa că... Haideți! Ne-a ceva timp să coborăm. Suntem la înălțime, suntem sus. Se simte aerul pe piele. Nu mai încerc, ai grijă. Prima noastră întrebare îi va reveni la Denisa Zamfir. Denisa, Q&A cu Creation House. Prima întrebare. Dacă ai putea avea superputeri, ce ai vrea să ai și de ce? Să mă teleportez ca să pot să văd toată lumea. Ha? Să mă pot teleporta ca să pot să văd toată lumea. This is a really... E un răspuns foarte bun. Îmi place. Exact. Ok, got it. Ok. Următorul lucru. Cristi, am vrea să primim un outfit check de la tine. Vreau să îmi spui ce poți. Deci, am un tricou de la Abi pe care l-am cumutat astăzi pentru că a meu s-a murdărit. Ok, ok. Niște pantaloni de catifea, ca de obicei, și clasici crocs. Super, super. Și fashion, și comozi. Bravo, îmi place. Recomand. Te-am pupat. Mergem să ne întrebăm pe Fineas câteva lucruri. Vedem ce zicem. Fineas, dragule, am ceva întrebări pentru tine, așa că pregătește-te. Stai să mă pregătesc. Gata? Ok. Care artistul creștin care te inspiră? Salut! Probabil te întrebi, what, Dan, ce cauți pe ecranul meu? Ideea e că atunci când i-am adresat întrebarea asta lui Fineas, l-am lăsat puțin șocat și mi-a zis, man, îmi pare rău, dar vin cu un răspuns în 3-5 zile lucrătoare, așa că ăsta e răspunsul lui. Artistul meu creștin preferat. În ultima perioadă mă inspiră mult NF, îmi place foarte mult, dar sunt mulți alții care, pe care îi urmăresc și îmi plac foarte mult. Da, și după cum bine ați auzit, INF este artistul creștin care îl inspiră pe Fineas în ultimul timp. Așa că să trecem mai departe. Ah, ok, super. Mersi că mi-ai răspuns. Mergem să mai întrebăm și pe alții. Hai cu mine. Îl întrebăm pe Sergius. Și Sergiu, am o întrebare pentru tine. Da, domnule. Ești bine? Da. Ok, super. Ce ai alege dintre un dulap și un calorifer? Un calorifer. De ce? Pentru că vine iarna. Ok. Abi. Urmează. Salutare, Abi. O întrebare pentru tine. Care e obiectul preferat din bucătăria ta? Aparatul de cafea. De ce? Că îl folosesc în fiecare dimineață. Super, îți începe bine dimineața. Fiona, am și eu o întrebare pentru tine. Da. Care e un lucru pentru care ești mulțumitor cu privire la Creation House? Toți oamenii, comunitatea. Îmi place răspunsul tău. Bine, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Haideți cu mine, mergem la Darina. Darina? Ador. Ești la telefon, ioi. Ok, atunci vom merge la Gabi Ivașcu, care pare destul de ocupată. Hei, ai două secunde pentru noi? Unu, doi. Hei, care e screen time-ul tău? Să sperăm că puțin. Stau bine, cred că. Să văd. Wow, e chiar bine, e foarte bine. Darina, da. O întrebare rapide pentru tine. Da. E greu să lucrezi cu atâția oameni? Nu. Ok. Da. Încă o întrebare pentru pentru tine. Ce te inspiră? De ce te-ai băgat? Gata. Ce te inspiră la oamenii din generația noastră? Din generația tineră. A mea sau a ta? A mea. Asta... Cât de inspirat sunt? Că sunteți all in. Întotdeauna, la orice faceți. Îmi place răspunsul tău. Yes.
Oamenii din ziua de azi au răspunsuri foarte bune, bravo lor. Ok. Mergem la Odi. Odi, o singură secundă. Un worship bun sau o predică bună? Predică. Bravo. Ok. Dragilor, acestea... Ba, nu, uitați-vă, mergem la Axel. Axel? Ultima întrebare, ți-o pun ție, ok? Fii pregătit, fii okay. Pregătit, man. Care dintre cele trei piese e preferata ta? Chema numele... De pe... Piesele Chema. Noi, da. Stai că nu le-am ascultat, că glumesc. Bun. Nu, Haina Laude, nu Centrul Vesti, cealaltă, nu mai știu cum e zice. Singurul vrednic? Singurul vrednic. Singurul vrednic. Man, hai cum vine. Dragilor, am primit răspunsuri foarte bune, oamenii de aici sunt foarte creativi, mă inspiră tare. Vreau să vă mulțumesc că v-ați uitat până la final. Like, share, subscribe. Vă doresc o zi faină, seară faină și dimineață faină, oricând v-ați uitat la clipul ăsta. V-am pupat!